Discutăm cu Simona Spătaru, candidatul USR Plus pentru primăria sectorului 4. Bine ați venit la interviurile Hot News. Spuneți-ne, bună ziua, vă rugăm, bine v-am găsit. Care este planul dumneavoastră pentru sectorul 4 și ce vă recomandă la primărie? Planul meu și al Alianței USR Plus, fiind susținută acum și de PNL, este de fapt o întreagă strategie de dezvoltare a sectorului nostru. Propunem ca Sudul să fie ca Nordul. Propunem ca acest sector să nu mai fie unul dormitor, să nu mai fie unul de tranzit pentru noi, doar să venim aici să ne odihnim și apoi să plecăm către locurile de muncă. Considerăm că trebuie să investim foarte mult în locuri de muncă, trebuie să investim în spații verzi, nu ce avem acum, mult beton, și trebuie să ne propunem ca familia să reușească să se relaxeze în sectorul nostru și nu în altă parte. Ce mă recomandă pe mine? Mă recomandă experiența profesională. Sunt avocat de 16 ani în Baroul București. Am lucrat și cu autorității din structurile centrale sau locale din România. Cunosc activitatea administrativă și în același timp cred că cel mai important lucru este că eu voi fi un om integru. Voi fi omul care candidez astăzi cu planul pe masă și nu voi fi marioneta unor oameni din spate. La momentul acesta, din punctul meu de vedere, primarul este o persoană care este doar pusă în față. Noi nu știm cine conduce de fapt primăria. Lucrul acesta îl observăm din toate articolele de presă și se vede și se cunoaște și în viața de zi cu zi din sector. Gradul de neîncredere este foarte mare în ceea ce privește persoana dânsului. Spuneți-mi primele trei lucruri care ar trebui să se schimbe în sectorul 4 și care se vor schimba în cazul în care veți fi aleasă primar. Am să vă spun trei, mi-este dificil să aleg doar trei, dar investim în locuri de muncă, investim în partea de sud a sectorului unde dorim să dezvoltăm un parc industrial. De asemenea, în spații verzi și nu în betonarea copacilor, vom investi într-un parc nou. Vom investi de asemenea în infrastructura școlară. După cum deja oamenii știu, pentru că merg în toate cartierele și discut cu ei, pentru mine subiectul investiție în educație este un subiect foarte, foarte serios aplicat. Îmi doresc să avem minim 4 grădinițe, 4 creșe și 4 școli noi, cu tot cu after school. Vă așteaptă o campanie fără precedent în mijlocul unui pandemic. Cum o vedeți acum? O văd ca o campanie din partea Alianței USR Plus și PNL, o campanie foarte responsabilă. Noi pe stradă, bineînțeles că respectăm toate condițiile și ne protejăm, ținem la distanță, ne ținem la distanță unii de ceilalți și asta trebuie să transmitem și ca echipă și ca simplu cetățean, că trebuie să fii responsabil în pandemie, în primul rând pentru ceilalți și pentru tine. Am văzut și ați spus și mai devreme că ați ieșit să vorbiți cu locuitorii sectorului 4. Care au fost nemulțumirile lor? Ce v-au spus și cum plănuiți să le rezolvați? Nemulțumirile lor sunt deja cumva cunoscute în tot Bucureștiul. Dacă ar fi să le aplic la sectorul 4 în mod deosebit, au fost probleme de aglomerație în ce privește infrastructura școlară și faptul că nu au copiii condiții. De asemenea, lipsa spațiilor verzi pentru că s-a betonat foarte mult la noi în sector și reabilitarea termică. Am constatat că este o problemă pentru locuitori. S-a făcut într-un ritm foarte scăzut. Nu în ultimul rând, poate chiar cu acesta trebuia să încep, este vorba despre acea neîncredere pe care vă spuneam de la început. Oamenii observă o netransparență totală în tot ce înseamnă cheltuirea banului public, managementul de la primărie și nu știu cine practic este echipa care conduce această primărie în sectorul 4. Ați spus și mai devreme că există o problemă cu reabilitarea blocurilor. Ce știți acum? Câte blocuri au fost reabilitate, câte au rămas doar cu promisiunea și cum vedeți acest lucru în mandatul dumneavoastră? Promisiunea actualei conducere a fost că va reabilita 800 de blocuri. Din datele puține care sunt transparente pe site-ul primăriei, constatăm că sunt sub 200, din care știu foarte sigur că erau deja începute în anul 2016.
Este un subiect pe care trebuie să-l abordăm mai mult cu responsabilitate, respectiv prin a atrage mai multe fonduri europene. Și lucrul acesta va fi un obiectiv major în mandatul meu. Ce planuri aveți pentru Delta Văcărești? Am văzut că vă preocupă acest subiect, dar am auzit și voci care spuneau că ar trebui să lăsăm natura să-și facă treaba fără intervenția omului. Ce planuri aveți pentru Delta Văcărești? Pentru Delta Văcărești, eu aș spune că da, intervenția, e clar că natura acolo oricum și-a spus cuvântul și este bine să fie păstrată ca arie naturală protejată, cum are și acum statutul, însă poate fi un obiectiv pe care să-l punem în valoare, un obiectiv pentru care primăria să asigure pază, un obiectiv pentru care primăria să fie un parteneriat al asociației și al ministerului, de fapt, care administrează acum zona, pentru ca să devină un obiectiv curat de dezvoltare durabilă, o dezvoltare verde. Acolo trebuie să fie o zonă foarte atrăgătoare din punctul meu de vedere pentru sector și să protejăm ceea ce avem acum. Am văzut o știre la noi pe Hot News, conform căreia primăria sectorului 4 a întârziat plățile burselor pentru elevii cu rezultate bune la învățătură. De asemenea, primăria sectorului 4 are printre cele mai mici burse pentru elevi. Ce se întâmplă acum, știți? Și cum ați rezolva dacă ați ajunge primar? Da, cunosc, pentru că atât din discuțiile cu părinții, cât și faptul că și eu sunt părinte și am doi copii la școală, unul este beneficiar de bursă de merit și cunosc deci această problemă foarte bine. Cunosc faptul că ele sunt într-adevăr cele mai mici, dar nu numai că sunt cele mai mici din tot Bucureștiul, sunt și neachitate frecvent, întârzierile sunt mari. Cele din februarie-martie, ca urmare a demersurilor noastre, au fost achitate în jurul lunii mai, din ce cunosc, iar acum toate sunt încă restante de la sfârșitul anului, nu au fost achitate și... Practic, explicațiile primăriei transcend realității, pentru că primăria putea să asigure aceste fonduri și trebuie să le asigure din buget, fără să aibă alte priorități, cum obișnuiește să facă actuala administrație, rectificare bugetară lunară, dar să nu prindă bursele ca și prioritate. Iar dublarea burselor, care acum una de merit este de 56 de lei, este o prioritate pentru mandatul meu. În sectorul 4 și nu numai, ați spus și dumneavoastră mai devreme despre problema locurilor la creșe și grădinițe. Există lungi liste de așteptare și părinții, până la urmă, o mare parte a lor ajung să-și ducă copiii la instituțiile de învățământ private. Să vorbim un pic de sistemul de învățământ din sectorul 4. Cum vedeți dumneavoastră acest aspect? Și mai ales, cum vedeți reînceperea școlii în septembrie, în mijlocul unei pandemii? Sistemul ar trebui să fie îmbunătățit în primul rând printr-o infrastructură nouă, pentru că, vă spuneam și la început, dezvoltarea sectorului către sud a făcut să apară mai multe cartiere. Acolo părinții nu au unde să-și ducă copiii, vin tot către interiorul sectorului și atunci ar trebui, în primul rând, dezvoltată o infrastructură nouă de creșe și grădinițe. Iar din punct de vedere al măsurilor de siguranță pentru septembrie, aș vedea aceste scenarii propuse de minister și eu cred că în momentul acesta toată vara ar fi trebuit să fie folosită tocmai pentru a asigura în școli și grădinițe măsurile de siguranță, circulând prin sector. Vă spun sincer că găsesc școlile închise. Eu nu cred că primăria și direcția de învățământ din cadrul primăriei se ocupă de acest lucru. O lasă probabil spre sfârșit de august sau poate din nefericire început de septembrie și nu o să știm care sunt condițiile copiilor la școală. Există fonduri pentru crearea unei infrastructuri de creșe și grădinițe noi în sectorul 4? Da, și ele pot fi obținute inclusiv pe fonduri europene. Creșele au fost promise la începutul mandatului acestui primar, dar nu s-au făcut și de aceea noi le-am prezentat ca fiind printre primele trei obiective. Povestiți într-o postare pe Facebook despre problemele cetățenilor din sectorul 4 cu poliția locală. Spun că îi cheamă poliția, dar nu le este rezolvată problema. Ne puteți spune mai mult despre această situație?
Au fost locatarii de la mai multe blocuri prin jurul cărora m-am tot plimbat cu echipa mea în campanie, care m-au oprit și mi-au spus că sunt deranjați de persoane care până spre târziu noapte desfășoară tot felul de activități zgomotoase. Sunt chemați cei de la poliția locală și aceștia nu iau măsuri, bale și refuză practic reapelarea. Cred că lucrul ăsta se întâmplă dacă ne uităm atent pentru motivul care vi-l spuneam la început, și anume că nu există deloc o transparență în cine conduce primăria și poliția locală. Și la ce mă refer? Poliția locală până în 2018 era o structură separată de primărie. Însă din 2018 domnul primarul are în pixul dumnealui sau al celor care se află în spatele dânsului. Și observăm că acolo nepotismul, persoanele care nu au niciun fel de pregătire profesională conduc ordinea publică. Conduc ordinea publică. Știm și am citit inclusiv în articolele dumneavoastră aceste aspecte. Și oamenii din sector le cunosc, sunt atenți la lucrul acesta și gradul de neîncredere pentru poliția locală și pentru actuala conducere la primărie este foarte ridicat. Noi am vrea să reformăm poliția locală și dacă nu va fi loc de corectitudine acolo în ce găsim, o vom reforma de la zero. Vorbiți tot așa pe Facebook despre contractele actualului primar, domnul Băluță, pentru publicitate electorală din banii contribuabilului. Ce spune această investigație, de fapt? Spune că domnul primar, cel puțin în ultimul an, se pregătește foarte intens de campanie. Face lucrul acesta și în media scrisă și în CATV. A investit în plin început de pandemie și în pandemie în contracte foarte generoase media pentru a-și asigura vizibilitatea și până acum și ce urmează în campanie. Eu am însă toată încrederea în cetățenii sectorului. Ei nu vor uita de lucrurile care li s-au întâmplat în anii aceștia și nu li se va lua ochii cu aceste imagini de gen spitalul de stomatologie. Noi o să facem de la zero în zona sudului o policlinică. O policlinică care să fie a cetățenilor, care să se adreseze tuturor categoriilor de bolnavi. De asemenea, vom construi la vedere și vom transparentiza toate cheltuielile. Nu vom fi conduși de alte grupări și grupuri. Și în final, spuneți-mi, vă rog, spuneți-le de fapt alegătorilor, de ce vă doriți să fiți primarul sectorului 4? Îmi doresc să fiu primarul sectorului 4 pentru că sectorul 4 este și pentru mine acasă. Este locul în care am copiii la școală și îmi doresc foarte mult să rămân, să profesez și să trăiesc aici câte zile or fi. Îmi doresc să fac din sectorul 4 un oraș așa cum îl vedem afară, de care să fim mândri, unde să avem spații verzi să ne simțim bine, unde să respectăm natura și să reciclăm, unde să avem locuri de muncă, unde copiii noștri să aibă condiții foarte bune la școală și să aibă burse decente pentru ceea ce merită, pentru cât au învățat. Îmi doresc să fie o transparență, o prietenie între administrație și locuitori. Administrația trebuie să fie pur și simplu un serviciu în slujba oamenilor, să nu mai existe această neîncredere foarte mare în clasa politică. De aceea am intrat în politică acum un an și jumătate. Împreună cu colegii noștri vrem să ridicăm acest grad de încredere pe care eu pe stradă îl văd ca fiind foarte ridicat și bineînțeles că asta este și în jurul meu și îmi doresc foarte mult ca împreună cu locuitorii să facem acest sector să fie exact ceea ce merită. Un sector european, un sector pentru care să fim mândri. Vorbeați de un parc industrial mai devreme. La ce vă referiți? Ce înseamnă acest parc industrial? Înseamnă în zona de sud a sectorului, cam în zona platformei IMGB, să dezvoltăm de fapt un parc de investiții. Am vrea să dezvoltăm acolo și să aducem investitori care să creeze locuri de muncă. Nu în ultimul rând, mi-aș dori foarte mult ca mulți colegi care lucrează acum prin birourile din Pipera să-și găsească noile locuri de muncă în sud.
și să nu mai fie nevoit să traverseze tot orașul. Și acolo vom avea în apropiere și toate facilitățile de infrastructură necesare. Vom avea și spații verzi, parc, străzi, tot ce este nevoie pentru ca investitorul să-și găsească un mediu și un partener în primărie, să putem dezvolta asta repede și pe fonduri europene. Aveți în plan să vă ocupați și de reciclare în sectorul 4, care acum nu prea există? Da, el este chiar un subiect foarte bine documentat de către noi. Am mers la asociațiile de proprietari și am vorbit cu oamenii să vedem dacă cu dânsii vom reuși să facem un parteneriat, pentru că consider că este un plan de durată, dar pe care îl putem începe foarte bine din septembrie și să facem o stimulare practică a celor care vor agrea să recicleze corect, selectiv. Taxe zero, asta ne propunem, taxe zero pentru cei care vor recicla corect.